Vladimir Putin, mesaj de ziua națională, e un moment dificil pentru Rusia. Patriotismul și mândria neunesc președintele Vladimir Putin le-a transmis un mesaj important rușilor cu ocazia sărbătoririi zilei naționale. În timpul discursului său, liderul de la Kremlin le-a spus cetățenilor să fie patrioți. Vladimir Putin le cere rușilor să fie patrioți vorbind la o ceremonie fastuoasă de decernare a premiilor la Kremlin, Vladimir Putin nu a făcut niciun comentariu direct cu privire la ultimele evoluții ale războiului din Ucraina, unde forțele Chievului au lansat o contraofensivă mult așteptată și au recucerit în ultimele zile mai multe sate din estul regiunii Donetsk, relatează Reuters. Această sărbătoare publică marchează inseparabilitatea istoriei noastre de secole, măreția și gloria patriei, a declarat Vladimir Putin în fața demnitarilor de rang înalt. Astăzi, într-un moment dificil pentru Rusia, sentimentele de patriotism și mândrie unesc și mai puternic societatea noastră și servesc drept sprijin de încredere pentru eroii noștri care participă la operațiunea militară specială în Ucraina, a mai spus Vladimir Putin. Ministerul Rus al Apărării a publicat un videoclip pentru Ziua Națională de luni, care prezintă scene cu lacuri rusești, păduri și biserici și icoane ortodoxe, alături de clipuri cu soldați care își exprimă dragostea pentru țara lor.